Orice mă bucur, amiguito, că pot să vă arăt atâtea feluri și atâtea tipuri de raptor, atâtea caractere. Asta e prins acum. O aduc și lăcioară. Tânără și asta. Femeia nu se muestra deloc. Deloc asta. Deloc. Și eu pun pauză, că ne plictisim și mă duc să-mi pun și eu o cafea. Am zis, amiguito, că și prințul e un raptor excepțional. Prima captură pe care o adus-o de vreo 6 luni, cât am încercat să o reproduc și l-am ținut acolo cu matca și și-o ieșit din mână. Nu prea pare interesată, e crudută, tinerică, văd de unde dracu scoate ăștia atâtea negre, atâtea guti de-astea închise, îmi bag piciorul. Și asta e tineruță. Și asta e tinerică, amiguito. No, iar vom ieși telefonul. Asta se mișcă mai bine un pic decât puterosul de tancu. Și lupul stă mult și cheamă pe boxă. Fiecare cu stilul lui. Salut, amiguito. O să vedeți ce bine o dăm cu prințul acum. Ce bălțată mișto a dus prințul. Uite acolo, vedeți? Dacă iese la farmă, s-o prinde, să se arate. Cotește stânga, că e acolo. Ce tare. Deci nu se văd unul pe altul. Acum o să se vadă. Ce de bun, vreau să intre debilă. Acum se văd abia, acum se văd. Hai să vedem cum o lucră, cum se manifestă, cum. Cum îi arată drumul. Nu intră nebunul. Acum intră. Fii atent ce bălțătură perfectă are, zici că ești traser de la. Aha, să vede și el un pic în boxe de aici. A, uite că m-am apropiat telefonul de peretele ăsta de care mă sprijin eu acum, de perete, e o ușă de metal. Și parcă stă mai fix telefonul. E nebun, asta nu-i pui, nu-i tinerică. Uite ce fiartă-i după el, frate, uite cum se talează, vai, frumos. Ce beton, bă, ce vine de ăsta, stai nebun. V-am zis că-i pe ăsta tancu și pe ăsta lupu. V-am zis pe live-ul de la altă seară. Și gândiți-vă că au sânge comun între ei, dar sunt înrudiți foarte depărtat, de unde am pornit eu cu ei? Am să uită, să se asigure că totul e sigur, safe, safety. Și am făcut captură cu prințul, prima. Hai cu lăsăm să se potolească un pic și după aia merg, dar nu, mai ales să o filmez așa. Merg așa. Mai de dimineață, o adus o puiculiță tânără, una crăduță. No, stai așa că trebuie să mă uit la scări, unde ca să nu-mi dă camera mai rasă, pică să-i faci. După ce am băgat-o, am o bace nebună. Ia uite ce bine o dată nebunul. Prieten ca fi voiajoare astea care e năsucul. Ma nu, e metisă. Gutănică nu-i. S-o fi metisă de straser de la. Am zis un băiat să vă prezint interiorul la volieră. Uite. Două boxe cu ușiță pe fiecare etaj. Și un pic de pervaz acolo. Foarte puțin. Să nu cânte el în fața boxei. Se poate să cânte în fața boxei. Să cânte în interior. Dar el să uite ce face prins. Acolo e. Să vedeți? S-o culcat și cheamă. Încerc să dau zoom pe el și îmi dă zoom pe gard. N-am băgat mea și piciorul. Hai să încercăm mai așa. Uite, stai să nu-mi băgă degetele în față la. Uite aici. Aha. No, da, cu ușa. La ușițele alea vreau să le pun magneți. În momentul când le deschid, să rămână deschise și să le țină magnetul. Nu vă filmez mai mulța asta, că n-are niciun sens. Bă, are și asta ceva bronzer maroc în capace. Îl filmez pe el ce face, că e mai educativ, să zicem așa. Stă și cheamă. Așa trebuie să fac un raptor când are captura ci. Nu se iasă pe iasă. Bum! Așa făcea Magellan, așa făcea Frate sau așa făcea Ferrari și îi băgau și îi se culcau la un moment dat. Învățau, vedeau că dacă o turuie și dacă se urcă cu pieptul pe captură,
Își dădeau seama că ea nu intră și n-are parte de ea, nu se bucură de ea. Și învățau. Doar că până data viitoare când îi scoteam din nou la zbor, uitau. Erau prostălăi. Erau tot prostălăi. Dar și prostălăi învață, mă. Și pe prostălăi mai greu, dar înveți. Înveți, dar depinde de crescător cât se implică. Cât se implică și cât e de superficial. Nu pasă na. Ia uite. Hai că las până când se așează singur în boxă. Ai tot de anul ăsta. E cam de vârsta lui, o remigă sau două, de vârsta lui pe dracu. Ce prostii vorbesc. Dar e tot de anul ăsta. Mai are în vârstă schimbat vreo două remige. Cred că e din prima tură, cam cum îți pui ăștia mei. Aia, vedete-le, viitoarele vedete. Na, a început și prinzul, amichito. Începe spectacolul. Deja am trei, mai trebuie să marchez în moroncelul. Și cu ăștia patru mă duc. Prințul cu lupul, acolo stă prințul, din coace stă lupul, nu știți asta la altă, sus, e moroncelul și cu tancul, ia doi frați, ăștia la altă doi nu-s frați, dar seamănă ei între ei, sunt mai ciocoși și mai puțin gușați. Uite-l ce face, uite-l ce face, ducă-l tata pe ăla. Hai trebuie să fac, și nici măcar nu s-o pus în cuibar, să pune pe grătar și cheam. Hai tata, e a ta. E a ta. Hai că să nu speriem, păi am dat o parte de dincolo și să-l filmez de acolo ce face el. Mă filmă că iese afară dacă îl filmez de dincolo. Că nu-l pot filma. Sau că nu pot când bate sarul aici la el întâlnire. Uite-l. Na, femeia asta, e posibil că urca pe boxă, că am văzut-o foarte încălzită, nebună după el. E posibil că nu. Dar i-am dat cu japcă. Că mai am aici. Mai am aici, uite, aici sunt panoramele. Pentru tăiat. Și alba e mai jos. Alba s-ar putea să o eliberez. E cu vipera, s-ar putea să o eliberez cu vipera, să folosesc la captură, dacă reușesc să facă ouă aici, uite-l. Dacă reușesc să pun alba să facă ouă la mine, s-ar putea că zbor după masculi. Ia uite. El cheamă și ia să uite unde să intre. Op, prințișorul, tata. Am închit-o. Vă pupă, tata, aveți grijă de voi. Și vă mulțumesc că încă nu zburați ratul, ca să nu faceți mie concurs.